Întâmplă și în toate sporturile de contact unde fac deliciul publicului. Și în seara aceasta am văzut câteva knockout-uri, două knockout-uri tehnice, ultimele două cele mai spectaculoase. Victor Varga contra lui Iulian Strugariu și Ionuț Iancu împotriva lui Alexandru Mâțu. Urmează ultimul meci de la categoria K1. Din prima parte a galei, la plus 95 de kilograme, Nicolae Garbuz în colțul albastru din Republica Moldova. Nicolae Garbuz are evoluează la Kațuchi București, Republica Moldova, și vine de la clubul Kațuchi. Iată-l însoțit de Iulian Strugariu, cel care a pierdut prin knockout tehnic mai devreme. Colegul său de la Kațuchi București. Are 30 de ani sportivul din Republica Moldova, Nicolae Garbuz. Salută publicul Nicolae Garbuz și își așteaptă adversarul. Cătălin Oprea este adversarul său, mult mai tânăr, 22 de ani, vine de la Power Gym Craiova. Cătălin Oprea are 22 de ani, vine din Craiova, de la clubul Power Gym. Arbitru Rick Paula Florian, lupta se desfășoară pe durata 3 reprize de câte 3 minute. Garbuz, pregătit de colegul său de la Kațuchi București, Iulian Strugariu. Da, indicațiile obișnuite, vreo luptă curată, la comanda stop. Vă opriți și cel mai bun să câștige. Sunt cuvintele pe care le-a spus Paul Florean înaintea acestei dispute, în care Nicolae Garbuz și Cătălin Oprea luptă la plus 95 de kilograme pentru victorie în ultimul meci de la secțiunea K1, prima parte a galei. Doi luptători masivi.
Da, un meci echilibrat și acesta, doi luptători despărțiți ca vârstă de un număr important de ani, 22 de ani Oprea, 30 Garbuz. În acest punct de vedere, experiența clară este de partea lui Garbuz, dar de multe ori tinerețea poate fi un avantaj mai important, mai ales când vorbim de forță, de sporturi de contact. Prospețimea pe care ți-o poate aduce tinerețea decide, în multe cazuri, nu întotdeauna. Garbuz stă în defensivă în această primă repriză, caută, iată, loviturile mai clare. Cătălin Oprea e mai înalt, are avantajul alonjei și al picioarelor mai lungi. Poate ajunge mai repede la adversarul său și asta îi conferă, evident, un atu. Vedem dacă va ști să-l pună în valoare în această confruntare cu moldoveanul de 30 de ani, Nicolae Garbuz, care se pregătește la Katsuki București. Prima repriză se încheie, i-a făcut cu ochiul Cătălin Oprea adversarului său. Da, Power Gym Craiova, iată, vine cu câțiva sportivi foarte bine pregătiți în această gală. În imagine este Nicolae Garbuz, moldoveanul de 30 de ani care se pregătește în București la Akatsuki. Și acum adversarul său, Cătălin Oprea. Începe repriza a doua. Plus 95 de kilograme. Mai devreme am avut o categorie superioară, plus 100 de kilograme. Lovituri bune ale lui Cătălin Oprea. Oprea mai hotărât, atacă. Luptă! Da, încearcă atacuri mai hotărâte Cătălin Oprea, Garbuz se apără. În dificultate acum sportivul din Republica Moldova. Totuși stă bine pe picioare. Oprește arbitrul Paul Florean lupta pentru câteva momente, se rea acum. Da, ținerile repetate, clinciurile, cum mai sunt denumite, nu sunt permise și iată, este oprit meciul de către arbitrii de margine. Sângerează Nicolae Garbuz și în toate competițiile internaționale, așa cum
Știți, probabil, în astfel de momente se impune oprirea jocului, la lupte, în cazul de față. Până când se oprește sângerarea. Mai respiră puțin cei doi luptători. Da, forfotă mare în Mamaia, în continuare continuă să se plimbe pe gondolele mulți turiști pe final de sezon. Au iată și șansa de a vedea o gală de arte marțiale. Aici la piațeta Casino. O gală transmisă în direct și în exclusivitate de Dotto Sport, televiziunea sportului constanțean, care continuă să difuzeze evenimentele desfășurate în această vară pe litoral, în special în stațiunea Mamaia. Am avut streetball sau basket 3-3, mai corect spus, de la piațeta Perla, concursul Strongman din aceeași locație, primul campionat național de beach handball din istoria României. Și iată acum o super gală, gala Urban Legend, ediția a doua, pentru că și prima a fost la Dotto Sport. Lupta! Meciul a fost reluat după ce Garbuz a primit îngrijiri medicale. Mai proaspăt, mai incisiv adversarul său, Cătălin Oprea, de la Craiova Power Gym, care atacă încă o dată hotărât și îl face să sângereze pe Nicolae Garbuz. Jocul este din nou oprit. Lupta, mă scuzați, nu este un joc. Da, în avantaj clar mai tânărul Cătălin Oprea, destins, destul de destins, sigur pe el, adulmecă victoria în această confruntare în care Garbuz are probleme, iată, cu sângerarea. Primit o lovitură în zona nasului și arbitrii decid ca victoria să revină lui Cătălin Oprea în urma verdictului medicilor, care nu pot opri sângerarea lui Nicolae Garbuz. Cătălin Oprea! Victorie prin abandon pentru Cătălin Oprea. Pentru festivitatea de premiere o să invit în scenă pe reprezentantul Intersat, Liliana Popa, și pe Ionel Chiuștia, fondator Urban Legend. Victorie pentru Craiova încă o dată în această seară. Cătălin Oprea de la Power Gym și antrenorul său, dar și ceilalți membri ai staff-ului se bucură pentru acest succes. El și un selfie acolo. Premiile au fost oferite și de Liliana Popa de la Intersat, unul dintre sponsorii acestei competiții.